Autoritățile locale din Râmnicu-Vâlcea au anunțat la sfârșitul lunii februarie 2014 semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Valoarea contractuală se ridică la peste 50 de milioane de lei noi, iar lucrările vor fi gata până cel târziu martie 2016. Proiectul va fi finanțat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul programului Râmnicul Pol de Dezvoltare Urbană. În cazul în care lucrările nu vor fi gata până la data limită prevăzută în contract, firma constructoare va primi amenzi, iar diferența va fi suportată din bugetul local. Totodată, parcarea subterană va fi prevăzută, cu locuri de parcare, va fi etajată, iar tehnologia va fi modernă. Astfel, construirea pasajului pietonal subteran și a unei parcări subterane pe două niveluri presupune chibzuială în utilizarea fondurilor europene, cât și muncă asiduă. Deci, conform contractului, lucrările trebuie să desfășoare până în luna martie 2016. Noi am discutat cu constructorul și încercăm ca până la finele acestui an să reușim să finalizăm acest proiect. Este un proiect foarte mare, valoarea lucrărilor este undeva la 52 de milioane de lei noi. Sunt lucrări foarte ample, pasajul subteran care face legătura între McDonald's cu magazinul Wilmark și imediat zona Union, inclusiv legătura cu poziția unde este ceasul actualmente. De asemenea, este acea parcare care vine în dreptul magazinului copilului, unde vor fi 192 de locuri de parcare pentru mașini. Este pe două nivele, deci sunt lucrări ample. Tehnologia va fi cu pereți mulați la o adâncime de 16 metri, 16-18 metri.